Ministerul Sănătății nu mai poate publica datele despre vaccinare și pandemie, spune Ștefan Voinea, consilierul onorific al lui Vlad Voiculescu. Precizarea vine în contextul scandalului referitor la publicarea datelor despre centrele de vaccinare. Și citez acum, în calitate de consilier onorific al Ministrului Sănătății, coordonez activitatea de transparentizare cu privire la datele despre pandemie și vaccinare. Pentru acest lucru am avut acces la Registrul Electronic Național de Vaccinări printr-un cont cu permisiuni limitate. Acest cont permite doar raportări și nu oferă acces la date cu caracter personal. Am exportat datele pentru transparentizare pe pagina data.gov.ro la solicitarea ministrului. Datele nu conțin informații cu caracter personal, secret sau confidențial. De două zile, Ministerul Sănătății nu mai are acces la data.gov.ro pentru a publica în mod transparent informațiile despre vaccinare și pandemie. Aștept cu interes să înțeleg cu ce am greșit, a încheiat consilierul onorific al Ministrului Sănătății, Ștefan Voinea.